Foarte mulți părinți se plâng de faptul că micuții lor adorm la ore foarte târzii și foarte greu. Am apelat la psihologul Anca Pal pentru a afla cam cât ar trebui să doarmă copiii. În primul rând, de depinde de vârsta copilului. De exemplu, primele trei luni de la naștere, uh, copiii trec prin ceea ce se numește al patrulea trimestru. O chestie care mulți părinți nu o știu, eu se așteaptă copiilor să doarmă 12 ore legate pe noapte, ceea ce nu prea e posibil. Ce înseamnă al patrulea trimestru? Înseamnă că pentru că noi, din punct de vedere al faptului că suntem o specie care avem un cap bine dezvoltat, trebuie să ne naștem cumva cu o lună mai devreme. Și, nu cu o lună, cu un trimestru mai devreme. Și nou născuții au nevoie de condiții similare în acele trei luni după naștere, similare cu cele pe care le-a avut în burta mamei, adică au nevoie să fie aproape de corpul mamei, au nevoie să-i simtă bătăile inimii și au nevoie să fie hrăniți la cerere, la fel cum se întâmpla când era în burtică. Cam asta, asta e uh, un lucru așa de bază, la început ei nu fac diferența între zi și noapte. Adică, la fel cum era în burtică, pot să înceapă noaptea să se, să se agite, să se miște. Însă, cu timpul, ajung să învețe ce înseamnă zi, ce înseamnă noapte și asta și prin felul în care noi le organizăm mediul. Uh, uleiurile esențiale pot să ne ajute foarte bine în, în această situație și să reglăm somnul bebelușului și să le asigurăm un mediu calm și pașnic, de exemplu, puțin ulei de lavandă de calitate foarte bună, difuzat în încăpere uh, la culcare, stabilirea unei rutine de somn. Toate astea pot să faciliteze un somn mai ușor, mai, uh, mai profund uh, și cu mai uh, mai puține treziri. Tot uleiurile esențiale sunt cele care ajută pe părinți în perioada achizițiilor. Atunci când micuții se trezesc la ore imposibile pentru a repeta ceea ce au învățat cu zi înainte. Ne poate ajuta uleiurile și aici. Din nou, ține, un ulei poate să facă un lucru, dar de tine, de tine depinde și ca părinte ce alegi tu să faci. Adică dacă te pui să te joci cu el la trei dimineața, nu să te ajute uleiul prea mult. Dar dacă îi organizezi mediul fără lumina prinse, fără să stai de vorbă cu el, prea mult să înveți că să ai timpul pentru somn și uh, un masaj ușor, să-l masezi ușor în talpă, chiar cu un ulei de lavandă sau cu un ulei de mușețel, uh, un ulei de vetiver, îl va calma, îl va Liniști și va facilita somnul. Este un amestec foarte frumos care se numește Gentle Baby și special formulat pentru bebeluși, pentru nou-născuți. Îi ajută și în probleme de burtică, colici și așa mai departe, dar și pentru această liniștire. Poți să-l aplici pe tălpițe masat cu un pic de ulei de cocos sau difuzat în încăpere. E, e minunat! Școlarii mici sunt deseori lăsați la after school și nu mai au parte de somnul odihnitor de după prânz. La ce oră ar trebui să-i culcăm pe aceștia seara? De obicei, din punct de vedere faptului că au nevoie de mai multă odihnă, Poate că o, o, o oră mai devreme la culcare ar fi mai, mai în regulă pentru ei. Și asta depinde, bineînțeles, de copil. Noi tot încercăm să punem copii într-un cookie cutter, să-i facem pe toți la fel standard. Dar ai nevoie de 10 ore, ai nevoie de 12 ore, ai nevoie de 8 ore de somn. Cum ar fi să vedem copiii că sunt diferiți? Eu, de exemplu, am doi copii și sunt foarte diferiți din punct de vedere al nevoii de somn. Fetița de mică, nici ca bebeluș, nu dormea foarte mult și nici acum nu și în schimb e un bulgăre de energie, pe când băiețelul văd că lui se termină bateriile pe la ora 8 seara, pe la 8 ar fi bine să-l pun în pat. De asta e bine să-ți cunoști copilul, să vezi ce fel de temperamentare și să, să procedezi în acord cu el. Și dacă știi copilul tău are nevoie de mai mult som, atunci da, facilitează-i asta am aflat cum ne poate ajuta aromaterapia pentru a le oferi copiilor un somn odihnitor și liniștit seara. Dacă aveți întrebări, scrieți-mi pe alexandra.ncm.ro